Sărbătoare mare în Ținutul Pădurenilor, la Lunca Cernii. Zilele comunei au stat sub amenințarea ploii, dar oamenii au venit în număr mare să petreacă. În plus, mulți dintre ei au avut ocazia să-și verifice starea de sănătate în cadrul caravanei de telemedicină Salvital cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. Comuna Lunca Cernii a fost în sărbătoare. Chiar dacă au fost mai multe reprize de ploaie, oamenii au ținut să vină să se distreze, să asculte muzică și să petreacă pe cinste. Ne simțim foarte bine. Mulțumim domnului primar, Consiliul Local care a organizat această frumoasă petrecere la nivel de comună. Și oamenii mulțumiți. După atâta așteptare cu pandemia și cu ăsta, e o bucurie pentru cetățenii comunei Lunca Cernii. După 2 ani de restricție, acum e foarte bine, față de cum a fost atunci, acum 2 ani. Vă mai întâlniți? Da, ne întâlnim oamenii, e bine, eu zic că e bine. Muzica este frumoasă, pentru asta venim, să ne distrăm. Cei care au ajuns în centrul de comună au avut ocazia să vadă și cele mai noi realizări ale primăriei. Un modern teren de mini-fotbal și o nouă amenajare a spațiului din fața primăriei. Efortul nostru de a ne pregăti se vede. Lumea, le mulțumim pentru că au venit în număr așa de mare. Totuși vremea n-a fost prielnică cu noi, n-a fost prea darnică, dar până la urmă lucrurile sunt bune. În plus, oamenii au putut să-și testeze starea de sănătate. Caravana Salvital a poposit la Lunca Cernii. Totuși ați venit aici să vă faceți analizele. Cum să facem cu sănătatea și ei? Trebuie să venim, când avem și pașe. Bine că au venit oamenii ăștia aici, chiar și pe vremea asta. Foarte frumos că au venit și ne-au anunțat. Da, să mai vină. Să mai vină. Am venit pe ploaie să ne găsim sănătate. Dacă am găsit, ar fi bine. Dar cred că mai puțin. Ei bine, îi mulțumim frumos și să mai vină dacă se mai poate. Poate ne mai aduc ceva bunătate. Le mulțumesc foarte mult. Că nu așa de mult, noi n-am avut niciodată aici în comună la noi așa ceva să fie aici. Adică ori venit aici, nu trebuie să mergeți la oraș? Da, trebuia să mergem la oraș și avem autobuz numai lunea și vinerea. Și uite că le mulțumim mult din tot sufletul. Facem și noi un control, ca bătrânii, să vedem cum mai suntem, dacă mai putem munci sau nu mai putem, suntem pentru muncă sau nu. Ne bucurăm că totuși suntem binișori, binișori. Slavă Domnului! Până acum am măsurat la 10 persoane, care o să mai stăm în continuare, și foarte bine, până acum nu am găsit oameni cu probleme. Aici totuși oamenii în satul ăsta sunt sănătoși. Și bine că sănătoși, da, ce de fapt se mișcă tot timpul. Da, mulțumim primăriei că ne-a chemat și suntem mândri că putem să ajutăm personal de aici, oamenii de aici. Conducerea Asociației Salvital, care își desfășoară activitatea cu sprijinul Consiliului Județean, spune că tot mai multe localități solicită caravana cu sistemul modern de telemedicină. Nu contează că e iarnă, că e vară, că e caniculă, că e ploaie, am considerat cu domnul primar că fiind zi de sărbătoare, zilele comune, ar fi bine ca acum duminică vin poate oameni mai mulți la acest consult, pentru că e benefic, nu facem rău, facem bine și atunci e normal să fie lângă noi. Și oamenii în general la țară se ocupați cu munca câmpului și am considerat că astăzi, duminică, e bine prezența colegilor mei aici. E important pentru că, dacă ați văzut și pe afiș, Salvitalul la această acțiune este partener și cu Consiliul Județean, principalul finanțator, și primăriile care sunt susținute, care susțin în continuare Salvitalul, dar este și prefectura.
ne surprinde plăcut acest lucru, pentru că și prefectura e lângă noi și sperăm ca în continuare să se implice mult mai mult și instituțiile deconcentrate ale guvernului, pentru că, cum spuneam, noi vrem să facem bine, nu rău, și este spre binele oamenilor, de aia suntem prezenți astăzi aici. De fiecare dată când avem anumite manifestări pe teritoriul comunei, avem și sprijin din partea autorităților județene. Pe această cale mulțumim în primul rând celor de la Salvital, pentru că se gândesc întotdeauna la zonele astea mai îndepărtate, unde bătrânii și nu numai nu prea au posibilitatea de a se întâlni cu medicii tot timpul. Și nu în ultimul rând și Consiliul Județean, că ne sprijină uneori în anumite activități. Așa că a fost o adevărată sărbătoare, așa cum și-au dorit oamenii din comuna Lunca Cernii.